Bine te regăsesc la o nouă lecție dedicată unei tehnici de scriere a textului descriptiv. Observăm realitatea înconjurătoare prin cele 5 simțuri: privire, auz, miros, gust, atingeri. Însă multitudinea de imagini observate necesită organizare și sistematizare pentru a obține un sens și mai ales pentru a putea scrie un text despre ceea ce am observat. Ce legătură poate exista între scrierea unui text descriptiv și un ceas? Răspunsul este simplu. Ceasul poate fi un excelent instrument care să te ghideze în observarea unui peisaj și în scrierea unui text descriptiv. Îți prezint tehnica ceasului pas cu pas, ilustrată pe această imagine. Ceasul este folosit în 5 puncte. Centrul ceasului ne îndreaptă privirea înspre centrul sau mijlocul imaginii. La ora 12 ne orientăm atenția în partea de sus. La ora 15 atenția este ghidată în partea dreaptă. La ora 18 atenția este orientată în partea de jos, iar la ora 21 spre partea stângă. Centrul ceasului conduce atenția înspre centrul imaginii, unde observăm, în planul îndepărtat, o fabrică cu 3 coșuri de fum. În planul apropiat este un canal pentru deversare, adică descurgerea unor ape reziduale în apă naturală. Lăsându-ne ghidați de arătătorul ceasului pentru ora 12, observăm în partea de sus a imaginii soarele, fumul care iese din coșuri și norii. Urmărind direcția acelor de ceasornic, ora 15 ne fixează atenția în partea dreaptă a imaginii, unde se observă clădiri, solul sau pământul pe care se află câteva plante și roci sau stânci la baza cărora curge râul. Ora 18 ne ghidează atenția în partea de jos a imaginii, unde observăm deversarea apei din canal în râu, un bidon, cauciucuri, alte deșeuri și câteva plante subacvatice. Arătătorul ceasului la ora 21 ne orientează atenția în partea stângă a imaginii, unde observăm un peisaj similar cu cel din partea dreaptă, format din roci sau stânci, plante, sol și clădiri. Continuând direcția de rotire a acelor de ceasornic, privirea noastră ajunge din nou în partea de sus a imaginii, obținând astfel o perspectivă amplă și de detaliu asupra întregii imagini. Așadar, tehnica ceasului permite nu numai o observare atentă și coerentă a unei imagini, ci și realizarea unui plan de idei care să stea la baza textului descriptiv. Lectura unei imagini prin cei 5 pași din tehnica ceasului facilitează accesul la sensul global desprins din ansamblul de elemente componente. Un elev de vârsta ta a sesizat faptul că imaginea prezentată arată un exemplu de poluare a mediului. Compunerea realizată de el are 4 paragrafe, deoarece elementele din partea stângă și cea dreaptă sunt similare. Iată textul descriptiv scris de un elev de vârsta ta pe baza acestei imagini. Poluarea mediului. O fabrică cu 3 coșuri de fum deversează apă reziduală printr-un canal. Fabrica este situată între alte clădiri și, din cele 3 coșuri ale fabricii, fumul se ridică la nori și întunecă lumina soarelui. Pe solul din jurul fabricii cresc câteva plante. La stânga și la dreapta, fabrica este mărginită de stânci printre care curge un râu. Printr-un canal,
Apa reziduală de la fabrică și de la celelalte clădiri se varsă în râu. Pe apa râului plutesc diverse deșeuri, bidon, cauciucuri, sacoșă, etc., care sporesc poluarea apei. Pe fundul apei se zăresc plante subacvatice, dar care sunt amenințate de poluarea prin ape reziduale și deșeuri. Te invit să scrii și tu un text descriptiv pe baza uneia dintre aceste imagini, aplicând tehnica ceasului. Mult succes!